pentru prima dată în cei 40 de ani ai centrului de ajutor, săptămâna impunerii mâinilor. De pe data de 6 august până pe data de 13 vom trăi zile glorioase de mari binecuvântări în viața dumneavoastră. Episcop, preoți și lucrători, slujitori ai lui Dumnezeu din lumea întreagă au avut mâinile consacrate de către episcopul Macedo. Să fie binecuvântate aceste mâini, să fie precum lumina în întuneric. O, Tatăl meu, ca tot poporul, unde există un suflet, să ajungă acolo aceste mâini. Duminică 6 august vom impune mâinile hotărând ca viața dumneavoastră să fie încununată cu Duhul Sfânt. Luni 7 august vom impune mâinile hotărând să existe lumină și prosperitate în viața dumneavoastră. Marți, pe data de 8, vom impune mâinile pentru vindecarea divinii. Miercuri, pe data de 9, pentru reînnoire prin Duhul Sfânt. Joi, pe data de 10, pentru transformare în viața amoroasă și în familie. Vineri, 11 august, vom impune mâinile și vom determina dezlegarea totală. Sâmbătă, pe data de 12, vom impune mâinile peste dumneavoastră și vom determina imposibilul. Și duminică, pe data de 13 august, marea zi, ziua în care vom intra în alianță cu Marele Preot, care este Domnul nostru Iisus, oferindu-i viața noastră și primind binecuvântarea preoțească, și vom distribui Sfântul Mir adus din templul lui Solomon, sfințit de episcopii și preoții din întreaga lume. Săptămâna impunerii mâinilor, de pe data de 6 august până pe data de 13, la Catedrala Credinței din București, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, sectorul 2 din București, vis-a-vis de fostul supermarket XXL sau la centrul de ajutor mai apropiat de dumneavoastră.